Această seară. Aș merge mai departe anunțându-vă că mâine va avea loc ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Este o ședință, desigur, condusă de președintele României, domnul Klaus Iohannis. Ședința va avea loc la ora 12 la Palatul Cotroceni. Vorbim despre o ședință ordinară, aferentă trimestrului 3 și tocmai pentru rigurozitatea informației aș da citire ordinii de zi pentru că sunt aspecte importante de punctat aici. Așadar, ordinea de zi a ședinței cuprinde următoarele puncte: implementarea deciziilor adoptate la summitul NATO de la Varșovia cu implicații la nivel național, evoluțiile din Orientul Mijlociu și implicații pentru România, principalele măsuri necesare pentru înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale generate de un aflux masiv de imigranți, precum și pentru prezervarea climatului de ordine și siguranță publică. Pe ordinea de zi vor mai fi discuții despre situația operatorilor din industria de apărare, evaluarea nivelului de securitate cibernetică al instituțiilor publice din România, constituirea și operaționalizarea brigăzii multinaționale pentru dezvoltarea și consolidarea elementelor esențiale ale prezenței aliate înaintate adaptate, sistemul de sănătate publică și starea de sănătate a cetățenilor. De asemenea, aș vrea să subliniez și faptul că pe ordinea de zi acestei ședințe vor fi și alte subiecte de interes pentru securitatea națională, iar la finalul acestei ședințe vor fi declarații de presă.